Indiferent din ce direcție ajungem la Balta, peisajul de podiș carstic atrage privirile. Peștera este situată la aproximativ 2 km sud-vest de comuna Balta, iar accesul este facilitat de drumul care leagă Balta de Sfodea. Peștera Balta este situată în munții Mehedinți, în apropierea localității Balta. Este o peșteră complexă, cu două galerii principale aproape paralele. Galeria de legătură are o lungime de 220 de metri. Morfologia acestei galerii este de tip freatic, cu ramnificări labirinte. A doua galerie, galeria cu gururi, cu dimensiuni mai generoase, înălțim până la 10 metri și lățim până la 5 metri. Locuitorii din zonă se mândresc că satul deține o astfel de bijuterie turistică. Ce ne puteți spune despre peștera Balta? Peștera Balta e un fenomen carstic foarte frumos, unde, de când mă știu eu, a doua zi de ND la Sfântul Ilie, se face hor acolo, se distrează lumea, pentru că vara, fiind mijlocul verii foarte cald, acolo e răcoareș. Poate lumea să mai câte un șpiț să răcorească. Din turiști? A început să vină de acum, dar pe timpul nostru știam. Numai noi știam de ea. În cadrul peșterii este sărbătoare de Sfântul Ilie, iar localnicii se bucură din plin de acest eveniment. Formațiunile existente și decorul interior generos justifică efortul de a parcurge. Puteți spune despre peștera Balta? E frumoasă, e frumos. Vin, fac sărbare, dar nu știu pe când fac sărbare. Atunci ați vrea să veni când fac sărbare. Fac sărbare, aduc lumină acolo, lumină în peștere. E racoare, e frumos, are șeriș așa mare, are galerii, deci poți duce pe ele, dar nu departe, numai dacă aveți pe linare. E frumos, de frumos, e frumos. Vin oamenii des aici să viziteze locurile. Vin a doua zi de Sfântul Ilie, e hor acolo. Peștera Balta, veche de milioane de ani, opera naturii în stâncă, își așteaptă vizitatorii dornici să descopere misterele de sub pământ. Când ajungeți în zona de nord a județului, puteți observa cum natura exultă în comuna Balta.